Bună dimineața! Unde mergem, Lia? Precis? Avem o surpriză. Avem o surpriză. Mama, vină Moș Crăciun. Da, la noi o să vină Moș Crăciun la iarnă. Astăzi e data de 5 noiembrie și noi mergem să votăm. Mergem să ne votăm primarul orașului Chișinău, consilierii, cei care o să ne reprezinte la conducerea municipalității. După asta mergem la biserică și apoi vedem noi ce mai facem. Uite, aici sunt nuci. Hai să le spargem pe porumb. Nu, hai să le luăm. Ca să le mături. Hai. Le spargem așa și le lăsăm să ne mănânce vrăbiuțele. Așa. Și să le mănânce păsările. Hai că vine troleibus. Lasă mașina unde. Haidem. Ai văzut, dar ce-a făcut tăticul? Ia, ascultă-mă. Lia, dar de ce? Eu știu că ei nu-a spus. Ia, ascultă, leacă. Ascultă-mă un pic, vimbale. De ce tata a stricat nucile cu piciorul? A? Ei, iare. Da, dar cine să le mănânce? Vrăbiuțele să le mănânce. Ele au nevoie de grăsime acum, înainte de iarnă. Ia că așa acolo mai sunt. Lia, ce ai făcut tu acolo? Ai votat sau ai stat? Gata. Am votat și noi. Acum ne ducem la biserică. Ne-am făcut datorie de cetățeni, mergem să ne facem datoria de creștini, care de fapt nu este datorie, mergem întotdeauna la biserică cu plăcere, chiar dacă nu ne place să ne trezim de vreme, da, Cecilia? După care o să mergem la un magazin să le cumpărăm, să-i cumpărăm Ceciliei cadou de ziua ei. Ziua a trecut, dar cadou nu a fost cumpărat. Eu cadou de-am l-am primit. Da, da, bunica Lena, bunica Angela, cu bunelul... Cu bunelul Vitali, ți-o dat bani să cumperi să ai amintire de la ei. Bunica Lena! Bunica Lena? Unde-i bunica Lena? Da, nu vine bunica Lena, să vină la Crăciun la noi. Aha. Bunica Lena, te așteptăm. Da, bunica Lena, te așteptăm să vii cu Moș Crăciun. Lia n-are răbdare să vină iarna, să primească cadouri. Lia, ne ducem sus în strană. Bine este cuvântat ce vine într-un numele Domnului, Dumnezeu este Domnul și sărătat mult. Ai venit cu Cecilia să-și cumpere carioci. De care? De astea. Cecilia, de astea. Da. Eu știu de astea. De astea, astea-s de 59, eu știu. Hai de astea să luăm pentru că astea, ele-s deschid. Nu le deschid. Și înăuntru... Dar noi băieți mai avut de astea. Cât e-s? E-s 59, e-s ieftinică. Da, dar depinde cât este țină. Și ea arată că vârful ungus e flexibil. Păi da, știi de ce? Vreau să ne dea să care au flexibil, pentru că poți le unești și spuneți că nu e fixor. Da, hai. Nu e fixor verde ca de este. Pentru că aici eu am trebuit să mă încred că sunt foarte bune. Bine. Nu două. Ați văzut cu apă ruși decorațiuni de Crăciun? Cecilia, au apărut și globurile de amă. Da, ia. Și vrei?
Nu. De atâta că nu. Pentru că nu. Și de frumoasă este. Dar eu cred că tu trebuie să te duci amure pe jos și să le pui la tata în rucsac să nu ți le vadă Lia. Că pe urmă... Unde ai fost? Unde ai fost? Ok. Să mă mâncim. Le-ai dat mâncare și apă? Da. Hai. Iulian, a mai rămas o lună. Da, el vrea carioși. Nu știu că vrea. Dar pentru ce? Ce și la unde e? Dezbrai și arată. I-am cumpărat cecilii. Cruciță și lanț. Lanț și cruciță și am venit la Vaikiki să cumpărăm hăinițe, da? Ești fericită? Da. Nu știu, am dat și eu de oglindă. Hai. Ce? Poate o lăsăm pe asta. Hai. Totuși. Hai, să te văd. Oh, te chiar spui că ești la vechea asta. Ești frumos. Pleacă-i lungă? N-are nevoie dacă e lungă. Așa e la modă. O luăm, da? Da. Și ți-ai cumpărat și urechi. Dacă n-am. Ha? Am ele strânci. Da, deja ești mai mare. Gata. Am fost la cumpărături, am fost la biserică, am fost la votare. Câte am reușit astăzi să facem? Și mai dădem încă. Și încă mai reușim, da. I-am cumpărat cecilii și-o dorit ea. Mergem acasă să vedem că Lia plânge. Să vedem ce s-a întâmplat. Iată, i-am cumpărat cecilii această cămașă. Am balzam. Tu ai balzam, da. Și Liei pantalonașii. Două perechi, da, pentru grădiniță. Și Cecilia vrea să-și pună crucea. Hai, pune-o la gât. Iată. Crucelița, crucea și lanța. Da, Cecilia vrea să-mi dau și-o bază. Da, Cecilia ți-a dat. Ia să vedem. Și deschide și în formă din ghețată și te dai. Lia, ia uite aici. Ce-ai pățit? A? Așteptăm să vină mașina să mergem la spital, da? Da. De ce-ai pățit? Mă doare mâna. De ce-ai pățit la mână? Eu m-am bifat la dar m-am lovit. Ia ca așa. Am ajuns la urgență, nu la medic. Nu știu să vedem dacă e și rând. A? Nu e rând. Este fișa ta ce-a fost adres. Trebuie și trebuie mușteață bine. Ce? Gata? Ce-a făcut doamna medic? S-a pus mânuța la loc, da? Da. A avut luxație. Mai mult să nu mai faci acrobații cu fotolii și cu paturi, înțeles? Promiți? Hai, cheamă mașina și haideam.